Bine v-am regăsit, prieteni, fermieri, amatori de agricultură sau doar simpli privitori care apreciază tot ce este bine făcut aici, pe plaiuri mioritice și nu numai. Sunt Ramona Pandele și mă bucur să vă fiu iarăși gazdă la o nouă ediție a emisiunii Agromagazin. Cu o experiență de peste 30 de ani în agricultura românească, Aectra Agrochemicals a fost și este unul dintre cei mai importanți contributori la introducerea de produse și soluții agricole de ultimă oră în schemele de tratament ale fermierilor români. Începând cu introducerea în România a unor produse pentru protecția plantelor în premieră națională, până la introducerea unor fertilizanți foliari de top și ajungând la construcția pieței de stimulator și regulator de creștere, Aectra continuă să investească în inovație și cercetare aplicată pentru creșterea producțiilor fermierilor români. Expertiza dobândită, rezultatele obținute alături de fermierii români și produsele inovatoare reprezintă fundația pe care Aectra construiește sistematic tehnologiile profitului. Ce înseamnă toate acestea mai exact, vă invit să aflați într-un interviu realizat de colegul meu Bogdan Tudor cu Dan Popescu, președintele Aectra Agrochemicals. După 30 de ani în agricultura românească, cred că am învățat cât ceva și am avut norocul să selectăm aceste produse biostimulatorii pe care lumea îi cunoaște și să reușim să ajungem lideri de piață. Deci noi suntem un furnizor de soluții de creșterea productivității fermierilor. Astăzi suntem liderul acestei piețe cu toate problemele care le-a implicat piața în 2024 și 2023, pentru că a scăzut semnificativ din motive clare, din motive știute. Și suntem în poziția în care ne uităm cu ambiție mai degrabă decât cu entuziasm sau optimism. Vă spun cinstit că toată lumea i-a provocat, dar cu ambiție la a continua ceea ce ne-a definit 30 de ani, și anume aceea că educarea și informarea și oferirea de opțiuni de variante tehnologice care produc este o soluție care nu are cum să dea greș. Indiferent de momentele de criză de piață, pe termen lung, eu cred și credem cu toții în aceste valori pe care le-am demonstrat împreună cu fermierii. Și care, în opinia noastră, fermierii români sunt mai deschiși, poate, decât fermierii din alte țări din vest, la nou. E adevărat că trebuie demonstrate, e adevărat că au fost niște momente disruptive în care s-au făcut greșeli de către anumiți fermieri în ieftin versus calitate, dar noi credem în continuare că tehnologia, investiția în a crește producțiile inteligent, vor fi un trend, să zicem, pe termen lung. Asta își propunea Aectra. Și pe acest lucru vom marșa. Și anume, a fi în continuare aproape de fermieri, dar îi oferi fermierului român informația, soluțiile pentru a-și crește producțiile, indiferent că vorbim de lucruri mai simple sau mai complexe. Noi considerăm că, fie prin soluții pe care noi le-am demonstrat, fie prin noi soluții pe care le căutăm, trebuie să venim cu informarea pentru fermieri. Pentru că astăzi, paradoxal, în acest cel mai important, fermierul investise cel mai puțin. Și s-a și pus la un moment dat o întrebare: domnilor, dar de ce nu faceți cartarea solului? Dar de ce nu investiți atunci? Și atunci această educație cred că e foarte importantă. Opțiunile să vezi că cu resurse tot mai puține, cu provocările pe care le ai cu clima, ai soluții azi pentru a-ți crește producțiile. Și avem nevoie de asta. Corect. Pentru că tot vorbeați de bio, eco. Green Deal-ul la un moment dat era pe buzele tuturor. Acum văd că este dat un pic într-o parte, pentru că provocările deja sunt cu totul altele. Cum vedeți totuși evoluția asta în zona de bio-eco, mai ales că produsele pe care le aveți, o parte dintre ele se adresează unor astfel de culturi? Da, multe din produsele noastre au și certificate Ecofert, au și certificate pentru agricultura ecologică, însă, în opinia noastră, se întâmplă o reversare corectă a unei tendințe, la nivel european, mai degrabă politică decât cu context economic. Până la urmă, să nu uităm că suntem 8 miliarde de oameni în planeta aceasta. Care trebuie hrăniți. Și care trebuie hrăniți cu hrană de calitate. Pentru a produce mai mult, să satisfacem această nevoie de hrană și această securitate, siguranță alimentară, pentru care și România ar trebui să gândească un pic mai serios. Da, să o punem un pic pe un alt nivel decât un pic mai serios, da. E nevoie de producții, e nevoie de abordare economică. Nu vom putea apăra
interesele generațiilor viitoare, în ceea ce privește protecția mediului și abordare mult mai inteligentă, cu același concept de sumă, joc cu sumă zero, da? În care pentru orice câștigător trebuie să fie un perdant. Nu poate să fie câștigător mediu și să fie perdanți oamenii care mor de foame. Nu se poate permite acest lucru. Deci trebuie să găsim alt mecanism. Până nu vom găsi, și asta vorbesc și inclusiv la nivel de politice europene, un mecanism care să nu facă joc cu sumă zero. Ori câștigi pe mediu, ori pierzi pe mediu, ori câștigi pe hrană, ori mor de foame, exagerând, bineînțeles. Deci dacă nu schimbăm paradigma, să includem mediu ca un mecanism economic care să motiveze pe cei care vor produce ecologic, deci să cotăm valoarea protecției planetei și a mediului înconjurător, lucrurile n-au cum să funcționeze. Și se vede atât în agricultură, în acest proiect politic, zic eu, dar care n-a avut poate susținerea în implementare. Acum e un pic se vede stopat, așa. Și în sector auto, de exemplu, cu tot ce se întâmplă în EV. Automobilele electrice. Aceeași corect. Problemă. Deci trebuie să găsim o altă paradigmă și nu neapărat e ușoar. Corect. Și acum știți că o să vă investesc în postura de a fi ministru al agriculturii pe final. Știu. Nu cred că vă doriți. Nu-mi doresc, nu. Dar vreau să spuneți, pentru că din punctul dumneavoastră de vedere a unui om care lucrează într-o zonă privată și știe foarte bine ce se întâmplă în agricultură și ce lucruri acolo, în general noi ne-am dorit ca agricultura să aibă un proiect pe termen lung. Și acum s-au perindat, au venit miniștrii, guvern și așa mai departe. Nu întotdeauna a fost tot o disrupție, să spunem. Au venit unii, au făcut altele, după aceea și așa mai departe. Și atunci v-aș ruga să-mi spuneți care ar fi trei principii de bază pe care ați vedea ca un proiect de agricultură să le urmeze în mod nemijlocit. Grea întrebare și de aceea nici nu-mi doresc să intru nici în politică și nici în zona asta de administrație publică, pentru că răspunderea e foarte mare și îți trebuie o gândire multianuală, ceea ce a lipsit României, din păcate. Deci dacă ar fi să avem o strategie agrară sau agricolă pentru sectorul nostru, ce frumos ar fi. Ce frumos ar fi. Nu știu, să zic, cum ziceți dumneavoastră, trei lucruri importante. Păi, cea mai importantă și clară e apa. Avem nevoie de un proiect multianual, pe termen lung, de investiții în partea asta de irigații și în partea de infrastructură pentru irigații. Da? Aveam chiar tot așa la forumul pe care l-am avut acum câteva săptămâni în urmă, un coleg de la Brăila care spunea față de ceilalți fermieri, am obținut 12 tone la porum. Lumea a spus, nu poți să spui asta în fața noastră anul ăsta când avem chiar și sub o tonă sau două tone medie. Da, am irigat, am investit. Bun, sunt zone unde infrastructura ajută. În Brăila. Unde au mai rămas canale. E Dunărea, sunt canale, sunt încă. Dar în tot restul țării sunt probleme semnificative cu infrastructura. Deci infrastructura cred că e foarte importantă. Și ar trebui să avem o strategie pe termen lung, pentru că aceste lucruri nu se pot face fără investiții. Apa noastră cea de toate zilele. Aveam statului. Noi un proiect cu apa noastră cea de toate zilele, cam asta trebuie să fie și pentru guvernanți. Deci, esențial. Doi. Cred că un alt lucru esențial, l-am mai spus mai devreme, e oferirea informațiilor și cunoștințelor specialiștilor din agricultură. Trebuie să creăm și să oferim fermierilor mai multe informații, pentru că cu cât avansăm, cu atât e mai dificil să iei decizii. Un fermier trebuie să ia decizii tehnologice, e o fabrică până la urmă. Fermierul este o fabrică sub cerul liber. E un proces tehnologic în care intră inginerie, intră o serie de aspecte care duc în acel agregat care trebuie să producă un anumit produs la o anumită calitate și cantitate. Tehnologie, deci cunoștințe. Dar cred că mai trebuie să mai introducem ceva în domeniul ăsta. Cunoștințe de business, financiare, dacă vreți. Ca fermier, cum îmi pot face niște calcule? Și o să spun un lucru foarte interesant, pe care nu se prea vehiculează, nu se prea discută. Apropo de financiar. Ca financiar, să râdă lumea, financiar. Care e momentul optim de polenizare al porumbului în arșița din România de astăzi? Este în iunie sau este în mai? Și momentul în care gândești financiar și alegi soluțiile tehnologice pentru ca să ai polenizarea înainte de arșiță și îți construiești un business plan, da? În loc de 12 tone pe care obții de fapt o tonă, dacă n-ai irigat, da? Pe 7 tone. Alegându-ți hibrizii,
alegându-ți momentul în funcție de deciziile pe care trebuie să le iei climatice, pentru că e momentul optim de semănat, și restul tratamentului pentru ca să-ți maximizezi profitul. Deci am spus financiar, paradoxal, dar până la urmă, tot o gândire tehnologică împreună, expertiză. Și poate a treia este exact ce spuneam mai devreme, fertilitatea solului. Investițiile în soluții inteligente. Nu mai merge, mai ales cu toate aspectele de care concurează, deciziile dificile pe care fermierul le ia, trebuie să iei decizii informate, dar pe soluții care îți fac diferența. Și tot mai fine devin aceste decizii. De genul fertilitatea solului. Ce am în sol? Ce elemente am? Cât din ele sunt blocate? Ce tratamente diferențiate? Cum economisesc, să zicem, costurile pe care le fac, nu prin preț pe hectar, pe produs mai ieftin, ci pe produs, să zicem, targetat specific pentru nevoia mea. Nu bag bani în fosfor dacă am fosfor, deși nu e întotdeauna cazul. Nu bag bani în potasiu dacă am potasiu, deși de asemenea nu e întotdeauna cazul, deși românii consideră că avem potasiu în sol, de multe ori el nu e disponibil pentru plante. Sau nu e. Deci fă-ți o cartare și investește diferențiat. Investește, de exemplu, în fertilitatea pământului pentru a pune elementele pe care tu deja ai investit în îngrășăminte în operă disponibile pentru plante. Da, și bineînțeles, noi suntem adepții ideii de a investi în vegetație pentru productivitate, dându-i plantei ce-i trebuie, că sunt macro-microelemente, sau stimularea, în momentele critice. Dom'le, când trebuie. Înainte de intrarea în ierare, după ieșirea din iarnă, pentru repornire în vegetație, pentru înflorire, pentru fructificare, adică umblă la acele butoane care îți permit să... Reglaje fine ar fi acum. Reglaje fine care îți permit să recuperezi din pierderile pe care le ai din cauza de factori care nu-i controlezi sau pe care trebuie să-i ții cont că ei există astăzi. Ne plac, nu ne plac, ei mai mult ca sigur vom avea din nou momente de arșiță, momente de secetă, trebuie să ne uităm la structura de culturi, ceea ce se întâmplă acum, trebuie să ne uităm la ce soluții, la butoanele fine, și pentru asta am nevoie de informații, gândire financiară și da, apă, irigații. Gama de îngrășăminte lichide Sinertec cu aplicare la sol, dar și cu fertilizanți cu aplicare foliară, poate fi o alternativă complementară la fertilizarea de bază cu îngrășăminte solide. Gama Sinertec de la Timac Agro România este special concepută pentru a cuprinde toate soluțiile de bază ale fermierilor. Are mai puține limitări în ciclul de vegetație al unei culturi și poate fi aplicată atât înainte de semănat, dar și în timpul semănăturilor. Mai multe detalii aflăm în materialul următor de la specialiștii companiei Timac Agro. De ce Sinertec? Pentru că noi credem că această gamă de îngrășăminte lichide, cu aplicare la sol în mod special, dar nu doar, și cu fertilizanți cu aplicare foliară, pot să fie o alternativă foarte bună, complementară la fertilizarea de bază cu îngrășăminte solide, care pot să aducă, din punct de vedere genetic, un spor de producție, în general la toate culturile. Este o gamă care este gândită astăzi să cuprindă cam toate soluțiile de bază ale fermierilor. Este o soluție care are mai puține limitări în ciclu de vegetație a unei culturi. Ea poate să fie aplicată înainte de semănat, dar și odată cu semănatul, dar și poate foarte târziu în vegetație să fie o soluție de aplicare atunci când îngrășămintele solide nu mai pot fi eficiente, atât din cauza contextului climatic, dar și din cauza faptului că nu se pot intra cu echipamente speciale în cultură la o fază înaintată de vegetație. O tehnologie mixtă între un îngrășământ solid și un îngrășământ lichid e mult mai flexibilă și poate să rezolve mai multe nevoi ale fermierului. Toate aceste culturi au nevoie de o răsărire uniformă, de uniformizarea rândurilor și atunci noi, prin fertilizarea lichidă, încercăm să aducem un aport de fosfor imediat disponibil, încât aceste lucruri să aducă avantajul, din punct de vedere genetic, planta să meargă spre ceea ce ea este construită să producă. Soluțiile sunt atât de aplicare prin împrăștiere, cu spreiere, la oricare din culturi, dar și o fertilizare cu echipamente speciale, în general cu semănători care au posibilitatea să aplice îngrășământ lichid sau cu un echipament APV, să aplice localizat sau ultralocalizat acest îngrășământ lângă sămânță, astfel încât să beneficieze de o cantitate imediată de fosfor disponibil.
Pe urmă, sigur, sunt alte variante, așa cum am spus, cu aplicare în vegetație, tot cu spreiere, care nu necesită echipamente speciale în stadiile incipiente de vegetație ale culturii, iar mai târziu cu anumite accesorii, tije salvaranii, de exemplu, care pot fi echipamente utile în cazul în care intrăm mai târziu în vegetație și vrem să aplicăm un îngrășământ pe bază de azot, azot și alte microelemente sau macroelemente. Astăzi, din cauza contextului climatic, marea majoritate a schemelor de fertilizare întâlnite în orice colț al țării este să se devanseze cât mai repede fertilizările, înainte de semnat sau maxim asemănat cu fertilizanți, după care pe perioada de vegetație, dacă cultura permite sau încurajează. Elementele esențiale sunt atunci dezvoltarea sistemului radicular imediat, cu un fosfor disponibil, cu o cantitate care noi o recomandăm în funcție de fertilizarea de bază. Fertilizarea de bază cu un îngrășământ prin spreiere, ținem foarte mult cont de nevoia culturii, a plantei, dar și de tehnologia anterioară a fermierilor. Avem o gamă completă de îngrășăminte lichide cu aplicare pe sol care poate acoperi aproape orice cultură mare. Cred că astăzi gama noastră este una dintre cele mai bogate pe linie de fertilizanți lichizi în România, chiar dacă piața încă nu este deschisă comparativ cu țările din vest. Cred că încet, încet aceste lucruri vor fi în focusul multor fermieri, pentru că ele vor fi soluții inevitabil de viitor. În asolamentul oricărei ferme, cultura de rapiță ocupă un loc important. Compania Nufarm oferă o gamă largă de soluții partenerilor săi fermieri, dar și distribuitori, pentru tehnologia culturii de rapiță, produse noi, inovatoare, cu eficiență dovedită, care asigură randament maxim și profitabilitate în fermă. Începând cu erbicide și insecticide, continuând cu fungicide și până la regulator de creștere, versatilitatea produselor Nufarm pentru cultura de rapiță constă în faptul că o mare parte dintre ele se pot aplica atât toamna la răsărirea culturii și la startul în vegetație, dar și primăvara, la reluarea vegetației. Mai multe detalii despre eficiența și modul de utilizare a produselor Nufarm pentru o cultură de rapiță sănătoasă și productivă aflăm de la reprezentanții companiei în materialul următor. Compania Nufarm își propune să fie un partener care să ofere soluții atât fermierilor cât și distribuitorilor, să venim în sprijinul acestei industrii. În ceea ce privește cultura de rapiță, o cultură foarte importantă în asolamentul unei ferme, compania Nufarm are o gamă de soluții, începând cu erbicide și terminând cu regulatori de creștere. Aș menționa dintre acestea erbicidul foarte cunoscut Fusilade Forte, pe care fermierii îl pot aplica pentru combaterea buruienilor monocotile. În ceea ce privește erbicidul Fusilade Forte, recomandăm aplicarea acestuia atât în toamnă, dacă există culturi îmburuienate cu samulastră de cereale păioase, dar și în primăvară, acolo unde nu a fost combătută în prima fază samulastra de cereale, dar pot interveni și alte buruieni monocotile. De asemenea, un produs nou venit în portofoliu este vorba de Carnadin Max, cumva extinderea produsului Carnadin. S-a extins eticheta pentru produsul Carnadin și acum este omologat și pentru rapiță și cereale păioase. De asemenea, completăm portofoliul de insecticide cu insecticidele de contact Kaizosorbi și Faster Magnum. Fermierii pot găsi și niște pachete destul de atractive bazate pe Carnadin și Kaizosorbi, respectiv Carnadin și Faster Magnum. Pachetele au niște denumiri sugestive, micul Carnadin sau marele Carnadin, pentru că acest produs este cumva baza și focusul nostru pe viitor. Insecticidul sistemic Carnadin combate toți dăunătorii pe care îi putem întâlni în cultura de rapiță și atunci, în funcție de ce dăunător avem, putem să-l aplicăm singur sau un mix cu un alt insecticid de contact, asigurând o acoperire cât mai bună a acestei culturi. În ceea ce privește fungicidele, avem patru produse, binecunoscutul Orius 25 pe bază de tebuconazol, urmează Justu, un produs nou venit în portofoliu pe bază de protioconazol, o combinație de protioconazol și tebuconazol Orius Pro și un produs pe bază de azoxistrobin, este vorba de Tazer. Toate acestea pot fi aplicate în vegetație și pot combate cu succes toate bolile pe care le putem întâlni în cultura de rapiță.
Continuăm cu segmentul de regulator de creștere, unde binecunoscutul Stabilan poate fi folosit. Completăm portofoliul de anul acesta cu două produse tip adjuvant, este vorba de Roller și Companion Gold, fiecare cu segmentul lor. Versatilitatea produselor Nufarm pentru rapiță constă în faptul că o mare parte dintre ele se pot aplica atât toamna, la răsărirea culturii și la plecarea acesteia în vegetație, în stadii de 2-4 frunze chiar și mai târziu, dar și primăvara la reluarea vegetației. Pentru prima dată în România, cel mai puternic tractor de serie de la producătorul american Case IH și primul dotat cu noul motor FPT Cursor de 16 litri a fost scos la treabă în câmp. Într-o demonstrație de cai putere și tehnologie de ultimă generație, noul Quadrac 715 AFS Connect a impresionat fermierii prezenți în ferma Totagro din Prundu, județul Giurgiu. Cu o putere maximă de 778 de cai putere și un rezervor de 1968 de litri, noul rege al tractoarelor este pregătit să facă față zilelor lungi de lucru în câmp. Mai multe detalii aflăm imediat într-un material realizat de colegul meu Marius Milea. Titer Mașinerii România a adus în acest an o noutate din piața mondială fermierilor din România prin acest tractor Case IH Quadrac 715, un tractor care beneficiază de un motor nou. Este vorba despre FPT Cursor 16 cu o cilindreie mai mare, cu 23% față de modelele anterioare. Este vorba despre un motor în 6 cilindri care poate dezvolta o putere maximă de până la 778 de cai putere. Un tractor care este deosebit de eficientizat fermelor moderne, eficientizat asupra costurilor și asupra aplicațiilor din fermă. Vorbim despre un tren de rulare îmbunătățit pe un șasiu ramforsat care angrenează 4 șenile independente, care poate oscila atât vertical cât și pe plan orizontal. Șenile mai lungi cu 30 de centimetri față de șenilele ale modelelor anterioare de Case IH Quadrac. Această nouă generație de șenile regăsim o nouă roată motrice mai mare cu în diametru cu 10 centimetri care angrenează până la 5 pinteni față de 4 pinteni din generațiile anterioare. Asta denotă o forță, un cuplu mai mare asupra șenilei. Vorbim despre un tractor cu un șasiu lat, cu o suprafață mare de contact cu solul, cu un design modern, cu o capotă mai lată spre exterior, care arată agresiv și mai suplă spre interior pentru o vizibilitate optimă asupra șenilelor din interiorul cabinei. Este un tractor care a fost gândit să lucreze neîncetat, este optimizat pentru a eficientiza costurile de producție din interiorul fermei, dar și confortul operatorului, pentru că acesta, pe lângă faptul că are tot ce îi trebuie la interiorul cabinei, confort, spațiu de relaxare, materiale de calitate, piele, ventilație, încălzire și așa mai departe, nici nu trebuie să facă mare lucru, pentru că tractorul are capacitatea de a-și efectua singur lucrările, beneficiază de cele mai avansate sisteme de precizie, cu o precizie folosind semnalul RTK+, plus o precizie în linie cu o acuratețe de până la 1 cm, îmi poate întoarce singur la capăt de rând, iar fermierul sau administratorul fermei poate vedea oricând ceea ce se întâmplă în interiorul cabinei prin sistemul AFS Connect. Cât de stabil este acest tractor dacă vorbim de anumite pante? Este un tractor pe care Case IH l-a gândit în urmă cu 30 de ani și l-a dezvoltat în continuu până astăzi. Este un tractor care prin acest șasiu ramforsat se mulează foarte bine pe suprafața solului, are o suprafață mare de contact cu solul și este foarte bine lestat pentru că are o greutate mai mare pe puntea față, astfel încât prin utilajele pe care le
acționează, greutatea să se echilibreze foarte bine, iar presiunea pe sol să fie constant egală, atât în partea din față, cât și pe puntea spate. Acest tractor a creat o emulație foarte mare în rândul fermierilor din România, pasionaților de agricultură și de tehnică în general. Este un tractor despre care lumea întreabă deja. Avem și discuții avansate. Acest model pe care l-avem expus aici deja este vândut și va pleca în prima fermă din România. Este vorba despre o fermă din această zonă și ne bucurăm că discuțiile despre acest tip de tehnologie sunt în continuare din ce în ce mai prezente în piață. Am ajuns și la final. Acesta a fost Agromagazinul de astăzi și sper că v-a plăcut întâlnirea noastră. Eu sunt Ramona Pandele și vă aștept și data viitoare să descoperim împreună cum facem pomul să înflorească și pământul să rodească. Până atunci, vă doresc să aveți numai bine, sănătate și spor în toate!